Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori! Bună ziua, de fapt! Nu m-am obișnuit cu ora asta. Sunt Aura Stoienescu și revin alături de dumneavoastră cu emisiunea Ordinea de Zi. Ieri am lipsit motivat pentru că am făcut împreună cu colegii de la emisiunile de folclor filmări la Curtișoara. Mulțumim artiștilor care au participat. O să vorbesc mai mult astăzi pentru că îmi lipsește un candidat. Este dezbatere electorală. Din păcate PSD-ul nu a trimis candidat. M-am îmbrăcat eu în roșu aferent. Nu e chiar roșu, e cam roz, ca să facem o glumă așa. Bine, acum vorbim serios, domnul Constantin Radu de la Țiclen trebuia să ajungă astăzi din partea PSD-ului, dar, din păcate, pentru noi, din fericire pentru țicleni, a fost chemat la minister să semneze niște documente importante, motiv pentru care n-a reușit să ajungă, dar am doi invitați și așa că voi vorbi cu dumnealor. Domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSC de la primăria Târgu Jiu și pentru funcția de consilier local. Bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara și bine v-am regăsit. Mă rog, bună seara. Da. Și domnul Laviniu Buculea, candidat PNL pentru funcția de primar al comunei Săcelu. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ați venit. Mă bucur tare mult că ați răspuns pozitiv invitației noastre și aș vrea să vă invit să începem dezbaterea electorală din această zi cu, în primul rând, cu ce doriți dumneavoastră să expuneți publicului și telespectatorilor care ne urmăresc și care sunt interesați să-și cunoască foarte bine pe cei care candidează ca să știe cui să dea votul. Prezența la televiziune este importantă pentru că, eu zic, acum noi tragem jarul pe tuta noastră, dar impactul este nu e mai mare, dar are arie mai largă, pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la televizor, în timp ce acea campanie din poartă în poartă riscă să nu ajungă chiar la atâția oameni cât ajung prin intermediul televiziunii. Dar sunt bune amândouă. Și dumneavoastră faceți asta, am văzut toți candidații, merg din poartă în poartă și discută cu oamenii și e foarte bine. Aș vrea să începem discuțiile cu domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSC de la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și la Consiliul Local Târgu Jiu și aș vrea să vă întreb, domnule Matei Catrinoiu, dumneavoastră ați fost de mai multe ori la noi în emisiune, ce credeți dumneavoastră că ar fi primordial și să vorbim ca și cum există telespectatori care n-au văzut niciuna din emisiuni până acum, să facem un rezumat pentru că se apropie finalul alegerilor și finalul campaniei și nu știu dacă veți mai ajunge la noi la emisiune. Ce este primordial pentru târgujieni ca să trăiască mai bine? Întrebare de târgujian. Ce faceți dumneavoastră pentru mine dacă vă votez? Asta e întrebarea pentru toți târgujienii, în primul și în primul rând. Aș vrea să încep prin a spune următoarele lucruri și anume, marele om politic în 22 iulie 1944, Iuliu Maniu, spunea următoarele: avem întâi nevoie de oameni de caracter și onești și numai pe urmă de oameni pricepuți în conducerea treburilor publice. Între un hoț fără caracter, dar priceput, și între un om cinstit, dar mai puțin priceput, eu am preferat toată viața pe acesta din urmă. Astfel de oameni sunt mai denădejde decât secăturile obraznice cărora nu le sticlesc ochii decât după afaceri. Cum am putea noi astăzi, în calitatea noastră de conducători, să dăm cu piciorul acestor caractere și să așezăm peste ei pe toți pungașii care am dat afară? Eu, cât voi fi la conducerea partidului, nu voi admite niciodată o astfel de blestemăție. Ați citat din? Din Iuliu Maniu, Dobrești, 22 iulie 1944. Dacă am face o paralelă... Potrivește cu ce se întâmplă uneori la noi, nu? Dacă am face o paralelă, după 72 de ani, ne-am dat seama cam ce era atunci, este și acum.
Partidul nostru a fost un partid de sacrificiu în trecutul istoriei sale, dar a avut oameni de caracter, oameni pe care i-au măcinat temnițele comuniste. 300 de mii de oameni au murit în temnițele comuniste, printre care și părintele meu. Pentru aceasta am considerat și consider că trebuie să lupt. Trebuie să lupt alături de oameni și pentru oameni, pentru a nu mai ajunge niciodată, dar niciodată, acolo unde acei oameni și-au bătut joc de valorile poporului român. Pentru aceasta am considerat să fac o echipă de oameni de caracter, oameni de valoare, oameni cu care să pot să merg înainte, pentru că, vedeți dumneavoastră, nimic nu e întâmplător, dar se pare că așa în timp Dumnezeu are grijă de oameni și rânduiește ca atunci când este momentul să facă liniște, să facă pace, să aducă bucurie în sufletele oamenilor. Pentru asta am considerat că este de datoria mea, cel care de 27 de ani lupt cu toate sistemele posibile și imposibile pentru a stopa tot ceea ce a fost rău în acest minunat oraș și în județ. Nu am reușit întotdeauna pentru că sistemele sunt destul de complicate și destul de bine făurite în momentul în care i-ai dezechilibrat puțin. Acest sistem este în stare să întoarcă România invers. Nu se poate. Ceea ce se întâmplă pe mine mă zguduie, pe mine mă zguduie din toată temelia. Ați văzut câte lucruri rele se întâmplă despre care vom mai vorbi. Mulțumesc, domnule Matei Catrinoi. Urmează domnul Laviniu Buculea, candidat PNL pentru funcția de primar al comunei Săcelu. Aș vrea să vă întreb, domnule Buculea, ținând cont că aveți o localitate binecuvântată de Dumnezeu cu acele ape care fac minuni la foarte multe boli, cum vedeți dezvoltarea comunei Săcelu dacă ați fi la cârma ei? Dezvoltarea comunei Săcelu nu se poate face decât prin crearea unei primării moderne care să poată să ofere servicii publice de calitate și să administreze toate resursele comunei în mod eficient. Cred că e momentul să spunem lucrurilor pe nume și să venim în fața oamenilor să le spunem și ceea ce se poate face și ceea ce nu se poate face sau ceea ce nu se poate face acum. Consider că lumea s-a săturat de promisiuni electorale și poate vrea și sper că vrea să știe și cum vom face aceste lucruri. Din păcate, comuna Săcelu într-adevăr are un potențial enorm din punct de vedere turistic. Nu a fost mediatizată, nu a fost promovată sub nicio formă și de nimeni. Noi am mai făcut-o. Vă mulțumim. Și vom continua. Conducerile primăriei nu au prea făcut asta. Stațiunea este momentan deținută de CEO. Da. Primăria nu se poate implica într-o prea mare măsură în asta. Dar puteți prelua stațiunea? Singura variantă de dezvoltare, bineînțeles, alături de partidul din partea căruia candidez, ne-am gândit că dacă vom reuși să avem o susținere politică, vom prelua stațiunea și ne dorim să o ducem într-adevăr, cum au zis mulți și înaintea mea, să o ducem acolo unde trebuie și să o punem pe harta României, nu numai pe harta Gorjului. Se pot crea multe, se pot investi bani europeni. Suntem în exercițiu bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene, sunt foarte multe miliarde de euro, chiar și pe turism, dar noi nu putem accesa niciun leu atâta timp cât noi nu administrăm respectiva stațiune. Corect. Poate genera chiar și locuri de muncă, venituri suplimentare la bugetul de stat, la bugetul local. Stăm într-adevăr pe o comoară acolo la Săcelu, deși suntem o comună mică, se pot face multe. Dar doar în situația în care vom putea să administrăm noi toate resursele și toate locațiile de care dispune această stațiune.
Consider totodată că trebuie să mergem la oameni și să le explicăm ceea ce se poate face din bugetul local și ceea ce nu se poate face. Cunosc foarte bine bugetul local, sunt de 7 ani contabil în primăria Săcelu, da? Și cunosc resursele financiare, bineînțeles. Iată, de exemplu, deci o părere avizată. Mi-asum de buget. Tot ce spun, deci, da. Deci, vă asumați și ca și contabil al primăriei, nu doar bineînțeles, ca și candidat. Chiar și tehnic, da. Da. Foarte mulți cetățeni ai comunei Săcelu se confruntă cu lipsa apei potabile. Există o rețea de alimentare cu apă care trebuie doar extinsă pe anume porțiuni în anumite cătune și în câteva sate. Acest lucru poate fi susținut de la bugetul local printr-un program etapizat și planificat. Adică să începi o lucrare, să-ți planifici foarte serios și riguros cheltuielile în perioada respectivă ca să o poți să o termin la timp și după aceea să mergi în celălalt sat să extinzi acolo. Ceea ce trebuie cetățenii să știe că apa și canalizarea nu se pot susține de la bugetul local. Trebuie accesate fie fonduri europene, fie fonduri guvernamentale. Nu este normal ca din anul 2009, de când s-au întocmit primele studii de fezabilitate la Săcelu legate de asfaltare și canalizare, să ajungem în anul 2016 și să nu avem absolut nicio lucrare demarată. 30 de secunde. Acestea sunt parte din problemele comunei Săcelu pe care le putem rezolva, v-am spus, în primul și în primul rând prin cheltuirea eficientă a banului public și prin planificarea fiecărei măsuri în parte. Da, aș avea o întrebare. Dumneavoastră aveți un cuvânt de spus acolo când se face o plată, nu semnați și dumneavoastră? Adică nu se cheltuie cum trebuie acum banii? Da, se cheltuie oarecum adică cum trebuie. Adică se cheltuie legal, dar ar putea fi prioritizați exact, altfel. Exact, eficient și prioritizați cum se cuvine. Am înțeles, mulțumesc. Da, avem, iată, doi candidați de la două localități deosebite ale Gorjului. Dragi telespectatori, m-am săturat să citesc din legea electorală, așa că o să-mi spun și eu opiniile mele de alegător în această emisiune, nu de candidat PSD, chiar dacă m-am îmbrăcat într-o culoare asemănătoare. N-am știut că nu vine domnul primar de la PSD, așa că nu fac niciun fel de aluzie. Opinia mea de alegător și opinia dumneavoastră a multora dintre telespectatorii noștri care se uită acum la televizor este că dorim să punem ștampila într-adevăr pe oameni care știu ce e de făcut sau chiar dacă nu știu, vor să învețe. Cum spunea domnul Catrinoiu, nu trebuie să fie foarte pricepuți, ci trebuie să fie în primul rând cinstiți. Cum spunea și celălalt coleg de platou la Viniu Buculea, trebuie banii ăia puțini care sunt să-i chivernisească foarte bine, cum am văzut că spunea un alt candidat aseară la emisiunea la care moderator a fost colegul meu, Cornel Șomăcu, și îi mulțumesc că mi-a ținut locul pentru că nu puteam anula emisiunea fiind înscrisă în calendarul nostru de campanie electorală, de timp de antenă acordat partidelor, nu aveam voie să nu ținem emisiunea și atunci am ales această variantă. Deci eu cred că se poate și mai ales că e important chiar cu bani puțini să facem treabă și atunci suntem foarte buni când putem cu bani puțini să facem treabă, că dacă cineva ne-ar da așa o grămadă mare de bani, atunci am mai băga mâna și prin ei, cum citea domnul Catrinoiu acolo, am mai și fura și ar mai și rămâne o grămadă ca să facem ce trebuie cetățenilor. Dacă bani nu sunt așa de mulți și mai și furăm, dragi candidați și potențialii primari care au ultimul cuvânt de spus până la urmă pentru că sunt ordonatori de credite legate de bugetul care se consumă la o primărie, dar cu mare atenție pentru că există niște confuzii și chiar am constatat acum, nu știu dacă cu rea credință sau cu bună credință, unii candidați au acuzat actualii primari de faptul că au deturnat fonduri, că au făcut, că au dres. Să ne fie foarte clar, dragi telespectatori, alegem consilier local, da? Alegem primar. Consilierii locali sunt legislativ într-o primărie. Ei decid cum se cheltuie banii. De asta nu l-acuz pe domnul contabil, chiar dacă a semnat actele respective, pentru că consilierii locali au stabilit din bugetul ăsta mic sau mare, așa cum este, cheltuim atâta pentru apă sau nu, cheltuim atâta pentru flori sau nu,
atâta pentru lumina, iluminat sau nu, și uite așa se termină banii. Ca și într-o firmă, ca oriunde se întâmplă treaba, sau ca și într-o casă, stabilești cât cheltuiești pentru fiecare și atunci dacă îți permiți luxuri sau îți permiți lucruri care ar putea să mai aștepte și care nu sunt atât de importante și nu afectează atât de mulți cetățeni, atunci vei reuși cu pași mici. Nu trebuie, dacă, sau varianta fondurilor europene, sau fonduri de la bugetul de stat, sau fonduri de unde ori fi. Frate, te urci pe mașină și te duci. Nu stai și te vaiți. Aoleu, n-avem bani. Ce să ne facem? Nu facem nimic. Și? Și atunci mai am eu 42 de secunde, 41 de secunde în care pot să-mi exprim opinia mea de alegător supărat, că, și nu vorbesc acum de cineva anume, vorbesc în general, ca toată lumea să înțeleagă cum funcționează un buget local. Pentru că instituțiile care, mă rog, gestionează acest buget local, pentru că, de exemplu, am văzut oameni care nu știu că în Palatul Administrativ sunt două instituții, Prefectura și Consiliul Județean. Dar vă povestesc în episodul următor cum e cu aceste instituții. Să continuăm cu invitații mei, pentru că timpul alocat PSD-ului pe care eu l-am utilizat ca să vă mai lămuresc una alta s-a terminat și continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNCCD pentru primăria Târgu Jiu, care încă nu mi-a răspuns ce va face pentru alegătorul Târgu Jian. A început cu istoria Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Vă admir pentru faptul că țineți steagul sus la acest partid, mai ales în memoria părintelui dumneavoastră. Și numai a părintelui meu și a toți martirii acelor corect, vremuri. Chiar un partid de mare cinste. Pentru că, vedeți noastră, nu poți să stai așa în expectativă și să te uiți cum se pot întâmpla lucruri și să ajungem în aceeași situație. Dar să revenim cu picioarele pe pământ. Am observat că marea majoritate a candidaților au propus locuri de muncă. Da, primarul nu dă locuri de muncă. Primarul trebuie să găsească oportunități pentru ca să ajute la crearea locurilor de muncă. Pentru aceasta, în calitatea mea de primar, vreau să vă spun că voi milita și voi găsi soluții pentru crearea a 4 parcuri industriale, parcuri pe care le voi dota de la A la Z, ele urmând a fi amplasate în zonele cu trafic, adică să aibă acces la șoselele principale, să aibă acces la curent, gaze și toate utilitățile. Și după aceea, evident că mă voi bate prin relațiile pe care le am, prin tot ceea ce cunosc eu în această Europa, da? Sunt sigur că voi aduce atâtea întreprinderi încât să poată Târgu Jiu să nu mai stea la coada sau să fie codași în ceea ce privește șomajul. Da. Riscăm să devenim între primele 3 județe din țară ca număr de șomeri. Este groaznic și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor minerilor care s-au sacrificat în decursul istoriei mineritului în Gorj pentru a ține flacăra aprinsă în centralele termice. Centrale pentru care eu am o stimă și un respect deosebit. Vă vorbesc și în calitate de expert tehnic judiciar pe domeniul termoenergetic. Suntem doar 6 pe țară. Asta n-am știut. Cu părere de rău, despre dumneavoastră. Cu părere de rău că cei care au stat la pupitrele acestor mari unități nu mi-au cerut niciodată părerea, dar vreau să vă spun că 2011 sau 2012 a fost prima salvare a CEO-ului de intrare în insolvență. Prin documentele și prin rapoartele de evaluare făcute de mine pentru cererea unor factori de
importanți de decizie, pentru că urma să îl bage în insolvență, să fie cumpărat pe 2100 de miliarde, da? Pe 2100 adică de miliarde, 60, și da, 61% mai precis, zice, domnule, 61% fac 2100 de miliarde. Am făcut calcule, le-am demonstrat că numai două escavatoare de alea gigant depășesc 2100 de miliarde. Plus de aia, nu puteau să treacă peste următorul lucru. Acele utilaje sunt străine. Ca ei să facă o asemenea șmecherie, le trebuiau niște experți și internaționali ca să poată să facă asemenea. Dar au vrut să termine tot ce avea mai de preț Gorjul. În altă ordine de idei, vreau să vă spun... Vom discuta în seria următoare. Bun. Haideți să continuăm, domnul Laviniu Buculea, candidatul PNL, dragi respectator, pentru funcția de primar al Comunei Săcelu, cu expunerea dumneavoastră și aș vrea să încep eu prin a vă întreba și mai precis pentru a vă spune, prin a vă spune, că Săcelul nu reprezintă doar stațiune, reprezintă și istorie de 2000 de ani, există obiecte romane care s-au descoperit acolo, au fost terme romane, acum 2000 de ani au fost descoperite aceste băi, există și acum dovada existenței romanilor pe teritoriul comunei, ați putea face din aceste relicve istorice și din băi, bineînțeles, o localitate care să atragă turiști, să vezi din pe toate lumea. Dealurile alea, să vezi numai pensiuni. Fiecare cetățean din Săcelul să fie, de fapt, proprietarul unei pensiuni. Bineînțeles că se poate, cum am mai spus, avem tot potențialul, dispunem de multe, dispunem de un castru roman, s-au descoperit foarte multe relicve și bani și vase și tot felul de obiecte arheologice care sunt depuse la Muzeul Județean și care, le-am văzut. Și care da, aparțin din, provin din zona noastră, există potențial și din punctul ăsta de vedere și din punct de vedere al peisajului și din punct de vedere al faptului că Săcelul este așezat relativ strategic în drumul spre Rânca. Corect. Între coloana Infinitului și Transalpina. Exact. Și pe un drum roman. Exact, putem să ne legăm de foarte multe, trebuie să facem, cum a spus și dumneavoastră, pași mici ca să atragi turiști, în primul și în primul rând trebuie să ai o comună curată, o comună cochetă, ceea ce la Săcelul nu există. De-aia vă spun pași mici. Nu poți să te aștepți să vină investitori, nu poți să te aștepți ca toți cetățenii să-și construiască pensiuni sau pensiuni agroturistice. Nu ai nicio șansă dacă nu faci ceea ce ține de primărie ca să creezi un mediu frumos, să promovezi foarte mult și pe toate canalele posibile stațiunea. Eu vă spun, cred că mai mult de jumătate din județul Gorj nu știe unde este stațiunea Săcelul, nu știe ce reprezintă comuna Săcelul. Nu ne putem aștepta să vină din alte părți când gorjenii noștri nu știu de noi. Corect. Lumea trebuie într-adevăr sprijinită să afle atunci când se deschid măsuri cu fonduri europene pe turism, pentru privați. Noi trebuie să accesăm fiecare ban posibil pentru a dezvolta infrastructura. Nu o să vină nimeni dacă un cetățean își face o agropensiune undeva pe un deal unde nu este nici apă, nici canalizare, nici drum. Nu o să aibă turiști, o să investească banii degeaba și o să se uită la ea. Corect. Sunt foarte multe probleme care trebuie, exact cum v-am mai spus și înainte, trebuie planificate. Totul trebuie planificat, fiecare ban cheltuit, dacă este bine și dacă va aduce un beneficiu viitor. Dacă nu, trebuie canalizat spre alt proiect. Sunt multe, multe probleme. Mediul înconjurător, colectarea gunoiului, e o problemă care are strict legătură cu dezvoltarea turistică a zonei. Clar. Facilitățile fiscale pe care putem să le oferim actualilor operatori în turismul local, care e foarte slăbuț, nu e dezvoltat la Săcelul, dar există oameni care încearcă să facă turism, putem să le oferim acelora facilități fiscale, putem să creăm tot felul de beneficii pentru viitorii investitori care și-ar dori într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat să investească în Săcelul.
putem să punem la dispoziție terenuri pe care le deținem în comună, chiar și gratuit, aș fi de părere, pentru că chiar dacă un investitor primește cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, 100, cât s-o fi din punct de vedere legal, pentru a construi un hotel, o pensiune la Săcelu, beneficiile indirecte vor veni în timp. Acel om o să angajeze, bineînțeles ar fi ideal să angajeze oameni din comună, de la care... Are interesul dacă oamenii vor să muncească, că și asta contează, pentru că nu are niciun interes să aibă navetiște acolo. Bineînțeles. Da. Ar putea să le ofere un salariu relativ mai mic celor din comună, corect, față de un salariu mai mare celor care ar face naveta, pentru că e logic și normal că aceia trebuie să cheltuiască un ban în plus care, cu care să vină la serviciu. Sunt multe măsuri care pot fi luate și să ne putem aștepta într-un viitor să ajungă Săcelul așa cum ar trebui. Corect, timpul s-a terminat. Continuăm cu discuțiile despre Săcelul la runda următoare. Vin și eu și spun despre Săcelul în momentul ăsta și despre Târgu Jiu, ca să fiu în ton cu cei doi invitați care candidează la primăriile Târgu Jiu și Săcelul, că sunt două localități extraordinar de importante pentru Gorjul nostru și pentru turismul gorjan, dacă le punem în valoare. Se încearcă, dar nu e suficient ce se întâmplă. La Săcelul cel puțin foarte, foarte, foarte puțin se face. Nu acuz primăria acum, pentru că nu asta este intenția mea și nu vreau să înclin balanța în opinia cetățenilor din Săcelul în nicio parte. Eu sunt, ca și televiziunea în SATV, independentă, dar sincer, noi chiar facem o serie de reportaje în localitățile Gorjului și facem și acum. Eu am făcut de-a lungul timpului, pot să scriu o carte de reportaj oricând, am materiale destule, iar la Săcelul am găsit, dragi spectatori, pe malurile Blahniței, atât eu, bineînțeles, nu am descoperit, eu nu sunt eu arheolog descoperitor de comori, dar în malurile Săcelului, stând de vorbă cu oameni, cu specialiști, s-au găsit mamuți, schelet de mamut întreg, și a fost la școala din Săcel, la un muzeu al școlii. Este cu la moangă, care a fost dată la muzeu, au început să facă câte ceva prin ea, ca să sperăm, mai nimic, nu? Încă un acoperiș provizoriu. Doar atât s-a făcut? Păcat. Da. Acolo se poate face un muzeu de științele naturii, unde poți să găsești... A fost. A fost la școală. Da, dar când s-a renovat școala, au dispărut mai de mult. Au dispărut toate obiectele de acolo. Da. Iar la un moment dat, cineva, dragi telespectatori, din Săcelul, un cetățean din Săcelul, a venit la noi la redacție cu un os cam așa de mare. Am fost cu el, cu omul și cu osul la muzeu. Era pietrificat. Avea milioane de ani. Era un os de mamut. Și am mers acolo pe malul Blahniței împreună cu specialiștii de la muzeu. Am văzut locul de unde a fost extras, din malul Blahniței, acolo unde au fost găsiți și mamuți întregi. Și am găsit straturi de undeva pe, cum să spun, la nord de drumul de sub munte. Acolo este un mal foarte înalt al Blahniței, da, și sunt straturi în care găsești scoici. Ăla este un loc care poate deveni obiectiv turistic. Bineînțeles. Toate obiectele care s-au găsit, se poate face muzeu acolo. Muzeul Județean Gorj, având această locație la Săcelul, poate să aducă toate obiectele găsite în săpăturile făcute la Turița și peste tot pe unde s-au făcut la Săcelul, să le aducă în acel muzeu. Iată un nou punct foarte important, mai ales că în Muzeul Gorjului, de exemplu, sunt foarte, nu știu dacă sunt obiecte, aceste schelete de mamut. Singurul schelet care s-a găsit la noi în Gorj complet e la muzeul de la Craiova. Din Stoina a fost luat. Din păcate. Iată că vizitează relicvele noastre arheologice, indiferent că sunt de natură antropomorfă sau, iată, animale, obiecte
de la oamenii care au trăit cu mii de ani în urmă. Sunt puține cele care sunt la noi și sunt multe care sunt plecate, pentru că de ce? Cine face săpăturile ia obiectele, dragi invitați și dragi telespectatori. Iată de ce Gorjul nu este foarte bogat în obiecte, pentru că nu se alocă fonduri pentru săpături. Din Cine păcate. face săpături ia obiectele și le duce unde vrea. Chiar îmi spunea candidatul și mi s-a terminat timpul, dar vă povestesc data viitoare. Așa că vom reveni la domnul Matei Catrinoiu cu planurile dumnealui pentru municipiul Târgu Jiu. Pentru acele Dar îmi parte. dați voie să vă atrag o întrebare. Da. Sunteți și administrator judiciar, aveți și Da. calitatea asta și știți foarte bine Da. situația acestor fabrici, acestor mamuți economici din Târgu Jiu. Ce șanse sunt ca să nu mai vedem dărăpănăturile astea pe mii de metri pătrați unde au lucrat mii de oameni și nu mai lucrează, Păi să una, le vedem active? da, Ale una, cui sunt una acum? din soluțiile sau unul din parcurile sau două chiar din parcurile industriale vor fi chiar pe acele locații, pentru că vedeți dumneavoastră atât CPL-ul, cât și mașinile unelte, Sigaretele, țigaretele, fabrica fabrica de de bere, bere, fabrica de fabrica de cărămidă, cărămidă a dispărut. Acum sticla, eu. Sticla. așa. Deci au dispărut ca prin minune și vedeți, există posibilitatea amplasării acestor parcuri industriale chiar pe zonele respective. Dar cui aparțin aceste terenuri acum? Păi, unele din terenuri, vă dați seama, s-au adus aceste fabrici în situația ca valoarea lor să devină Foarte foarte mică mică, și au fost scoase la prin jocuri de licitație interese pe care nu le putem dovedi, mai așa că nu mai puțin facem sau acuză. așa ortodoxe, au ajuns anume, într-unele nu s-a finalizat, oricum nu se poate spune că s-a ajuns la o fază finală. Dar există Sunt în posibilitate, lichidare judiciară da? toate. Toate. Deci, păi, gândiți-vă că Adică sunt la ale ministrului. fabrica, la Și fab. creditorul principal e finanțele sau alții? Păi, a fost și finanțele, mai sunt și băncile, dar în general finanțele. Finanțele. Finanțele, eu vreau să vă spun că am făcut și alte intervenții la nivelul soluțiilor de intrare în lichidare judiciară a unor întreprinderi. Cel puțin astea mari, să se mărească pragul acel la 45.000 la minim 200.000, pentru ca să nu mai dai La întreprindere mari. posibilitatea la întreprinderile mari. Iar sau în continuare, chiar dacă șchioapătă aceste întreprinderi, trebuie găsite soluții de alimentări financiare, să le zicem așa, prin care acestea să își poată desfășura activitatea Credite. prin creditare, prin crearea unor soluții. Și vreau să vă spun, prin angajările de tineri să pot crea oportunități, da? Și facilități fiscale Corect. care să le dea posibilitatea acestor întreprinderi să supraviețuiască, să meargă mai departe. Și gândiți-vă ce ar fi însemnat, că mă doare în suflet, termin CPL-ul, da? În loc ca tu să prelucrezi lemnul, le și trimiți bușteni întregi la alții, În pe alte 2, țări, mai da, precis? pe 2 lei metru cub și ai terminat. Adică, nu știu cum să vă spun, dar ne-am tăiat singuri cranga de sub picioare. Nu se poate să gândim atât Puteți să de. opriți acest fenomen de desființare a marilor întreprinderi? Eu vreau să vă spun așa. Dacă eu aș fi, să zicem, prin jocul sorții, voi fi primarul acestui Și oraș, pentru asta candidați ca să pentru fiți? asta candidez, garantez că tot ceea ce s-a întâmplat se va pune la loc și mai mult decât atât. S-a terminat timpul, eu n-am observat. Da, interesant ce spune domnul Catrinoiu, vom vedea și dacă se întâmplă, dar poate și ca și consilier local veți avea un cuvânt de spus, să zicem, în cazul în care oricum nu ați fi primar.
Și oricum aveți și alte calități în diverse comisii la nivelul localității, să sperăm că puteți face ceva, ne puteți deschide ochii. Să continuăm, dragi telespectatori, cu domnul Laviniu Buculea, candidatul PNL la funcția de primar al comunei Săcelu. Vă rog. Prioritatea zero în calitate de viitor primar al comunei pentru mine, pentru a reuși tot ce am expus mai devreme, este identificarea urgentă a unor soluții pentru a stopa plățile care se fac pentru binecunoscutele despăgubiri de la Săcelu pentru terenurile de sub sala de sport și teatru de vară. Există niște hotărâri judecătorești pe care nu le comentez că nici nu trebuie, prin care terenurile acelea au fost retrocedate foștilor proprietari. Unul dintre foștii proprietari este chiar și actualul primar. Iar terenurile sunt ocupate cu două obiective, cu sala de sport și un teatru de vară la Săcelu și primăria plătește niște despăgubiri care se ridică la sume uriașe pentru aceste obiective. Și Viitorul cum puteți primar. stopa asta? Adică, de ce credeți că trebuie stopat? Pentru că legea spune că oamenii trebuie despăgubiți. Trebuie stopat pentru că altfel nimic din tot ce am expus și ce îmi doresc să fac în comuna Săcelu nu se va putea realiza. De acord, asta înseamnă că trebuie să dovediți că acele retrocedări s-au făcut ilegal. Nu știu dacă s-au făcut și nu acuz pe nimeni că s-ar fi Dar făcut cum le puteți legal stopa? sau Pentru că trebuie ilegal. să puneți în practică hotărârile judecătorești. Trebuie să existe soluții. Primăria Săcelu nu dispune de juriști, eu nu dețin studii juridice, dar nu cred că nu există soluții legale prin care se poate face ceva pentru ca noi să nu mai plătim acele despăgubiri. Am mers foarte mult în comună în această campanie electorală, lumea e disperată legat de această temă și foarte mulți mi-au spus că dacă nu se va găsi o soluție, de ce nu le demolăm? Se duc bani frumoși cu care s-ar putea face multe alte lucruri în comuna Săcelu pe niște despăgubiri și niște plăți Adică inutile. am înțeles, adică să renunțați la La oamenii zic să imobile, să renunțați la renunțăm la imobile imobile, și să le dați terenurile fizic. bineînțeles. Consider că pentru teatrul de vară este foarte simplu de realizat. El nu mai este utilizat de ani buni. Nu pot să zic că e chiar în paragină, dar nici într-o stare Dar foarte unde e teatrul bună. de vară? Că eu nu știu că aveți așa ceva acolo. Foarte puțină lume știe, este undeva în spatele unor foste vile de acolo, pe un deal. Nu Și mai e ce se mai face acolo? nimic, nimic. A, nimic. Absolut nimic, de ani buni, nu este folosit, s-a deteriorat foarte mult, măcar pentru el, dacă nu se poate găsi altă soluție cu schimburi de terenuri sau eu știu, nu mă pricep, dar consider că din prefectură și din Consiliul Județean se poate găsi o soluție sau chiar mai multe variante care să fie prezentate Consiliului Local, nu știu, chiar și cetățenilor prin referendum sunt capabili de orice și trebuie rezolvată această problemă. Dacă nu se va găsi altă soluție, măcar teatrul de vară poate fi demolat pentru că nu este utilizat și dacă mai stă așa ani buni, nici nu va mai putea fi utilizat. Este inutil să cheltuim niște bani, să plătim o despăgubire în condițiile în care noi ocupăm un teren cu un bun pe care nu-l folosim. Și care nu știu la ce vă folosește dacă Bineînțeles. n-aduceți turiști și dacă băgați primăria în faliment. Exact. Sala de sport este obiectiv făcut Sala de prin anul sport e pe 2004. stânga, Da, înainte de da. stațiune, da? Aceea este, toată Lângă lumea o știe. Boltoaca aia. Exact, Dar lângă Boltoaca lac. cui aparține? Cred că tot foștilor proprietari care dețin tot terenul acolo nu știu exact situația juridică. Pe mine mă interesează strict situația juridică a terenurilor și a clădirilor acestora care generează niște costuri Și inutile sala de la sport bugetul funcționează? local. Sala de sport este utilizată destul de rar 15 secunde. de elevii școlii pentru că e o oarecare distanță și e relativ dificil ca elevii să meargă de la școală până la sală pentru a avea orele de sport și de cetățenii comunei pentru câte o partidă de fotbal. Am înțeles. S-a terminat timpul? Am și depășit un pic, îmi cer scuze. Vă mai tăiați din ultimul. Așa, cred că am trecut de timpul 3, regia? Da. Au fost trei timpi până acum. Au fost 3 timp până acum și este timpul meu de emisie în care o să continui să spun diverse lucruri importante. Da.
pentru că scopul acestor dezbateri electorale este și acela de a aduce în discuție problemele de interes public, nu numai propunerile și intențiile candidaților. Eu voi discuta despre temele de interes public care sunt valabile în atât la nivel de țară, cât și la nivel județean și local, pentru că trebuie spus că mineritul, care presupunea principala activitate a Gorjului, energia, producția de energie, care presupunea principala, împreună cu mineritul, principalele activități din Gorj, au fost, din păcate, diminuate și sunt diminuate în continuare. Nu știu cum se întâmplă că au fost atâția zeci de mii de angajați. Poate că mulți nu aveau ce lucra și se plimbau pur și simplu, se angajau pe diverse criterii și nu prea lucrau, dar trebuie spus că principalul lucru care, zic eu, a dus la această situație este faptul că legislația din România a permis ca niște indivizi să vândă energie produsă cu munca minerilor și a energeticienilor și să facă profitul făcând o singură factură sau mai multe facturi, că, na, ca să aibă și ei activitate. Dar, nu știu ce mai spune legislația acum în momentul ăsta, dacă se mai întâmplă acele vânzări de energie ale băieților deștepți care sunt bine cunoscuți, dar dacă Uniunea Europeană, în care am intrat cu capul înainte și nu știu cum vom ieși, dacă vom ieși, ne va permite sau ne va obliga cumva să închidem aceste activități de producere a energiei pe bază de cărbune, atunci singura noastră șansă de a supraviețui, dragii mei, sau singurele două șanse, zic eu, și o să vedem ce spune domnul Catrinoi în intervenția dumnealui, sunt agricultura și turismul. Și scăpăm și de poluare cu ocazia asta, așa că nu o să plângem foarte tare că nu mai producem energie pe bază de cărbune, pentru că dacă stăm să ne uităm, nordul județului este superb, absolut superb, inclusiv Săcelul, inclusiv tot ce înseamnă de la Târgu Jiu la deal, cum ar veni, în deal. Da. Sau la deal, nu, că de acolo vin apele. Și în deal și la deal, pentru că urcăm spre munte. Sudul județului este dezolant. L-am bătut cu roata mașinii, nu pot să mă laud că am mers pe jos prin județ prea mult, am mers și pe jos și cu piciorul l-am bătut, 20 de ani de presă și este efectiv dezolant să vezi acele imense caverne făcute de cariere. Eu nu zic și nu vreau să-mi fac dușmani minerii sau energeticienii, dar atâta timp cât producția de energie pe bază de cărbune se face într-un mod ineficient, cum spuneați, adică hai să facem niște bani pe care să-i cheltuim cum om nimeri și să-i dăm cui om considera și să nu-i folosim pentru a dezvolta acele activități și pentru a păstra locurile de muncă sau poate să găsim sateliți care să creeze noi locuri de muncă. Ei, dacă asta nu se întâmplă, atunci să ne îndreptăm spășiți spre turism și agricultură, zic eu. Dacă cei care vor fi aleși la toamnă, nici ei nu vor găsi soluții pentru români, măcar să ne luăm sapa, să ne luăm grebla, să ne luăm mistria, să ne construim agropensiuni, să facem turism pentru că avem o țară superbă, dragii mei. Timpul meu s-a terminat, era timpul alocat PSD, din păcate candidatul PSD nu a reușit să ajungă, este plecat cu treabă la București. Și am să revin la domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSCD pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Ultima intervenție, domnule Catrinoiu, din această seară. Pentru faptul că eu am mai mulți candidați pentru primării și consilii locale, vreau să spun pe această cale că partidul nostru, vis-a-vis de ce a spus mai înainte, este singurul partid care se bate pentru renașterea satului românesc. Pentru aceasta avem programe deosebit de importante,
Lucrul acesta mă preocupă și vreau să vă spun că în cazul în care voi ieși primar, cu siguranță voi face una din marile fabrici de mașini și utilaje pentru agricultură. De ce acest lucru? Pentru că țăranului i-a fost luat tot și nu i s-a mai dat nimic în loc. Se mai face în România tractorul U650? Da. Se face. Mai face? Da, da. Nu cred. Ba da, se exportă în Egipt. Se exportă în Egipt, că noi n-avem ce lucra. A fost cumpărat licența și din cauza aceasta. L-am vândut și pe ăsta. Stimați târgujieni, mă cunoașteți, vă cunosc. Am luptat pentru dumneavoastră timp de 27 de ani de zile. Problemele cu care ați venit deseori la mine v-am ajutat să le ducem la bun sfârșit, chiar dacă nu le-am rezolvat pe toate, asta este și ce să facem, trebuie să ne supunem legii, dar eu vă promit că în calitatea mea de primar, dacă mă veți alege, voi face tot ceea ce stă în puterile mele pentru ca necazurile dumneavoastră să dispară, să împărțim împreună bucuriile vieții, pentru că ce e mai de preț decât viața. Pentru aceasta am gândit și gândesc în special pentru copiii dumneavoastră care au părăsit în masă atât orașul cât și județul, copii pentru care mă voi bate până în pânzele albe ca să-i aducem acasă, oferindu-le, în primul rând, o casă, o casă pe care o putem rezolva foarte rapid prin mansardarea tuturor blocurilor, acolo unde există structura de rezistență și permite, toate apartamentele, rezultate vor fi date tinerilor, pentru ca să aibă și ei o casă, să poată să-și întemeieze o familie, să aibă o masă. Și de aici am vorbit de acele parcuri industriale, voi stimula cu precădere bursele de merit pentru atât pentru elevi cât și pentru studenți, mă voi bate pentru aducerea unei facultăți de medicină pe lângă cele existente, pentru ca în felul acesta să aducem valorile și somitățile din țară pe care Gorjul le are, există aceste posibilități și mă voi bate ca să le rezolvăm împreună. Pentru aceasta, aveți încredere în mine și în echipa mea, aveți încredere în Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, partidul atâtor martiri, care în momentele importante ale istoriei acestui popor s-au jertfit pentru drepturile, pentru libertățile, pentru o viață mai bună a acestui popor. O fac cu inima plină de bucurie că dumneavoastră veți înțelege ca pe 5 iunie să votați primar Catinoiu Matei, lista de consilieri și ceilalți primari și consilieri din județul Gorj. Mulțumesc. Pentru gândul meu curat, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Aviniu Buculea, candidat PNL pentru funcția de primar a comunei Săcelu, ultima intervenție. Să tragem concluzii. Concluzia este clar că cheltuirea eficientă a banului public este prioritară, așa cum v-am mai spus. Pe lângă acestea, o măsură foarte importantă care trebuie luată foarte, foarte urgent la Săceru este rezolvarea problemelor de fond funciar. Știu că foarte multe unități administrative teritoriale încă se mai confruntă cu această problemă, dar ca la Săcelu cred că nu este niciuna în țară. Undeva la 25% s-a reușit în 25 de ani să se retrocedeze la Săcelu. Da. Trec anii,
mulți dintre bătrâni nu mai sunt printre dar noi. Dar pe acolo, pe subsala de sport, s-a reușit. Repede. Bineînțeles, s-a reușit pe mă acolo. Scuzați, nu vreau să... Nicio problemă. S-a reușit da, pe acolo. Au primit acte de proprietate cei din comunele limitrofe care moșteneau terenuri la noi. Cetățenii comunei Săcelu, în marea lor majoritate, nu dețin acte. Acest lucru va duce, bineînțeles, la blocajul dezvoltării și din punct de vedere al turismului. Sunt oameni care s-au prezentat la primărie dornici să cumpere, să concesioneze, să închirieze terenuri pentru a face ceva în Săcelu. S-au izbit de această problemă. Lumea le deține, le folosește, dar nu are acte pe ele. Nimeni nu poate. Știm cu toții că pentru orice construcție trebuie documente de proprietate, acte, cadastru, proiect tehnic și toate cele pentru a obține autorizația de construire. Au fost și cazuri în care oamenii s-au fost interesați de terenul din Câmpul Mare, unde cei mai în vârstă ca mine povestesc și spun că... Ce mai mere crește. Bineînțeles, mere, era grâu, se poate. E teren ca în palmă pe care pasc oi și vaci. Ar putea din să... Din alte localități, atenți. Și din alte localități. Multe dintre ele. Foarte multe dintre ele. Ar lichidare și m-au schimbat din dosarul ăla. Da. Ar putea să pască liniștite pe dealuri, nu pe teren ca în palmă, unde se poate face agricultură mare. Aceeași problemă, oamenii... Iar pomii ăia trebuie scoși, că bineînțeles, sunt expirați. Da, și trebuie înlocuit, s-au făcut altceva. Oamenii s-au confruntat de aceeași problemă. Ar fi concesionat, ar fi arendat terenul pentru a face agricultură, nimeni nu are acte. Tinerii la Săcelu nu sunt absolut deloc sprijiniți. Nu îi sprijine nimeni să încerce să acceseze fonduri europene. Nu îi sprijine nimeni cu nimic. S-a prezentat un tânăr la primărie care, de la el am aflat, că există o lege prin care pot să beneficieze de până la 1000 de metri pătrați gratuit din partea primăriei, tinerii care nu dețin nici ei, nici familia lor, terenuri, pentru a își face o locuință. Nimeni nu a făcut până acum nimic și sunt câteva luni de zile de când respectivii au solicitat în scris acest lucru. Dar credeți că cu retrocedarea puteți face, adică e vreun blocaj? Am auzit că și la cadastru sunt niște blocaje. Adică blocajul cum puteți depăși această situație? Prin muncă, știți cum e, nu să putem niciodată să retrocedăm terenurile stând în primărie. Trebuie mers, parțial s-au făcut. Asta vă spun, parțial s-au făcut măsurători, mai sunt multe și multe de făcut. Într-adevăr, e greu acum să retrocedezi și să dai un titlu de proprietate, întrucât am înțeles că trebuie să ai toate parcelele înscrise în titlu din tarlale închise, adică totul retrocedat. Este dificil. Nu s-a făcut nimic, trebuie luate măsuri urgente și rezolvat. Alte comune sau alte primării beneficiază de fonduri europene prin care acum cadastrează gratuit terenul oamenilor și noi n-am fost în stare să-l retrocedăm. Bineînțeles, sub nicio formă nu putem. Da. Sper ca locuitorii comunei Săcelu să aibă încredere în mine, chiar dacă am 31 de ani, așa cum am spus, am 7 ani de experiență, vă mulțumesc, 7 ani de experiență în primăria Săcelu, într-o funcție destul de importantă, cunosc problemele oamenilor. Contabil? Contabil, nu, e contabil șef, că suntem prea puțini în primărie. Bineînțeles. Da, am înțeles. Timpul s-a terminat. Mulțumesc. Dragi că invitați, vă urez mult succes și dumneavoastră și contracandidaților și tuturor celor care candidează. Mulțumim. Să dea Dumnezeu să câștige oameni cinstiți, serioși și care să facă treabă pentru comunitățile pentru care vor primi votul de încredere din partea cetățenilor. Eu n-am să mai fac nicio intervenție pentru că emisiunea este la final din punct de vedere al timpului, chiar l-am depășit puțin, aveam voie să depășim 15 minute conform legii, dar n-am să fac asta ca să nu dau grila peste cap. Mulțumesc, dragi invitați, pentru prezența în studio. Vă mulțumim și noi. Noi vă mulțumim. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție, dacă legea este pregătită. Vă spun la revedere și ne revedem mâine, pentru că este joi. O seară bună!